țara, neam, familia, omul. Asta e omul care crește. Și noi trebuie să înțelegem, să nu ne lăsăm purtați, ademeniți, ispitiți, nici de promisiunile vestului, nici de falsitățile, da? Estului, ci să rămânem în felul nostru de feci în Carpați și Balcani. Cum a jucat un rol de echilibru și în continuare, dacă rămânem cu Dumnezeu. Spun aceasta pentru că vom vedea că în viața cuviosului Paisia Gheritul, în cercetările dumnezești care le-au avut, a dobândit o anumită înțelepciune, o anumită cunoaștere. Cunoștințe au mulți, cunoaștere au puțin. Poți cumpăra multe cărți, nu și înțelepciunea. Le-a dat Dumnezeu, iată, această cunoaștere, această înțelepciune, încât a ajuns prin strădanii duhovnicești, prin nevoințele în multe locuri, în Athos, la Sinai, în asceză, anume, să dobândească darul Dumnezeu, de a putea mai târziu, pentru poporul la care avea tăie vlave și pentru care se simțea răspunzător, ne fiind preot, dar fiind un credincios rugător și nevoitor pentru Dumnezeu și cu dragoste ceilalți și ajunge la acea cunoaștere, de acele sfaturi pentru toate problemele vieții și mai ales pentru problemele contemporane, cazuri grave de boală, dar cunoașterea mai dinainte a unor lucruri, înainte de vedere, a avut cercetări dumnezeiești cu privire la vremurile din urmă. Și în 85, o carte, semnele vremurilor 666, pe care o și semnează cu mâna lui, arătând că el, prin descoperire, a avut, iată, da, ordinare cu privire la pericolele care pasă biserica și credincioșii în vremurile noastre. 94 s-a săvârșit. Numai din 94 până astăzi, iertați-mă, uitați-vă cât de accelerat au mers, da? Sub ochii noștri deschis, mass media care nu mai se ferește, procesul de globalizare, de mondializare, da? În vederea instituirii în guvern unii mondial. Ceea ce pentru aceste rostiri mai înainte eram socotiți, da? Nu în toate mințile, apoi că speriem lumea, apoi că iată-le grăite de mai mari lume, de diferite forme în care se vorbește, după tacte și strădanii care să justifice necesitatea unui, da, unui guvern mondial, unui mondializări, pandemiile acestea planificate, cât de provocate să motiveze, încât ajung să spună ce știam de forumul economic de la Davos, în generalități, pentru că de acestea sunt legate, într-adevăr, toate problemele lumii. Și vorbesc că este momentul de resetări și vorbesc de aceste implanturi. Zile trecute ați văzut oficial state, da? Oficial. Vă supărați. În momentul în care doi bețivi la crâșma din capul satului vorbesc și vorbesc, nu vă gândim în seamă. Dacă în Uniunea Europeană, mai bine de jumătate de ani, spune că au spus Uniunea Europeană ca forță superioară, că bărbatul poate să poate sarcini. Și cât de altele, Suedia, Elveția, au făcut celule de sinucide, deci este omologată de stat. S-au înscris zeci de mii de oameni, o moarte asistat. Vedem acum că se permit, da, fel de experimente între genom uman și animal. Oficial, în Japonia, iertați-mă, da, este un magazin unde se poate mânca carne de om. Sunt studii, mai vorbim de ororile, ne închinăm anul. Să ajungem la puterea Sfintei Cruci și a însemnarea cu Sfânta Cruci astăzi. Deci, lucrurile acestea, vorbim efectiv, da, vreau, sunt decizii peste țări, numai de ordine economică, militară, culturală, ci și spirituală, pentru că acest nou guvern mondial numai creștin nu va fi. Sunt multe alte lucruri urâte ce privește omul și mai ales această digitalizare și era digitalizării a interferenței, a contopirii între fizic, psihic și inteligența artificială. Din ce în ce mod omul să fie dirijat de aceea cumva prin computer, prin alte mijloace. Astea se petrec, eu să spun și de față. Unde-i îngrijorarea noastră? Pentru că cine inspiră? De ce natură este o astfel de gândire? Vorbeam de gândirea sănătoasă și simțăminte sănătoase. Eu nu am artificial, fabrici de copii, hrana artificială, motivațiile acestea astăzi care apar și o să se absolutizeze problema și anumite politici ale încălzirii globale care să justifice niște mutații grozave în toată viața societății. Poziția creștină care este? Asupra căreia și Părintele Sfântul Paisia Gheritul a tras atenție. O viață creștină cu ajutorul Dumnezeu, pentru că vor fi oameni cu Dumnezeu și fără Dumnezeu, dar să știți, că zici că ești fără Dumnezeu, automat ești cu cel rău. Când vorbim de păgâni, mamă, adică, dați seama,
Și gândirea aceasta, privire la om, mamă, tată, familie, libertate, existență, e de sorginte dumnezească sau satanică? Problema este că de o gândire satanică și din ceea ce nu veți vedea caracterul esoteric al acestor acțiuni. Noi avem cultul nostru și întotdeauna lui Dumnezeu, din harul căreia suntem vii și ne bărdășim cu el, iartă mamă, și aceștia fac fel fel de incantații, să închină pur și simplu satanei și simt și îndrăjitoarele lor. Deci e vorba de caracter esoteric. Deci, dați-mă cam ați așa spun, dar e nevoie. Aceste aspecte, am vrut să citiți cărțile și învățăturile și traducele sunt și la noi ale Sfântului Paisie Chirilu cu privire la aceste probleme, în care creștinul este chemat să ia în serios ce semne vrem. Nu cum fricoșare, ci iată cu atenție. Ce am venit? O viață creștină, mă. Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtășanie, lupta cu păcatul. Să fim atenți, v-am spus, la promisiunea și rătoarea de vieții. Care-i scopul vieții? Unirea cu Dumnezeu și asemănarea cu El și dobândirea Împărăției Cerurilor. Unde mă duc? Dar nu este cât trăiești ce faci. Unde mă duc? O zi dacă o trăiești. Trăiești-o cu demnitate? E păcat, mamă, ce faci? E păcat. La noi multe lucruri și toată această învățătură este păcat. Păcat e de moarte. Că în acest moment e păcat să trăiești așa. E păcat să-i vorbești așa. E păcat să umbli așa. E păcat. Ne referim direct la Dumnezeu. Mamă, e păcat. Stai frumos. Așa să mă spui. Nu răspunde așa. Se vorbește de libertate de expresie. Se vorbește despre... astăzi despre democrație, democratizarea niște drepturile omului, dar noi avem dreptarul vieții. Mai multă libertate și singura libertate reală în creștinism o găsim. Adevărul, singur adevăr a grei. Da? Mi s-a zis că vă face liber. Vorbim de această libertate mântuitoare. De aceea noi să înțelegem bine, da? Care coordonatele pe care Dumnezeu ne cheamă să trăim și găsim. A cinci Sfântul, a face astfel de asociații, înseamnă să atrage harul Dumnezeu, să ne țină mintea sănătoasă și simțămintele acestea plăcutul Dumnezeu, care atrage harul ca să ne scoate viitor în cele mai grele momente. Să cunoaștem, să fim uniți, ne străduim, dar în ultimă instanță, nici forța, nici finanța, nici amenințările, nici plăcere, nici cunoștințe, ci doar o simplă credință creștinească, o credință simplă, dar trăită, cu o Sfântă Cruce, cum Doamne ajută în momentele grele, o să spună cuvântul, că în fond să împarte lumea aceea cu Dumnezeu și cu Dumnezeu și apoi între cei cu Dumnezeu, păi o să atace Dumnezeul lui Hristos, Sfințenia Bisericii și noi atunci va trebui între legile veacului și între Cartea Sfântă, între Dumnezeul adevărat și între zeii veacului acestuia să nu cumva să ne lăcădăm sau să facem alegeri greșite. Dumnezeu e puternic să ne ajute și astăzi. Eu să nu-și ne prețul credinței astăzi. Dumnezeu vrea să prosperească prin Sfinții Săi, prin toți oameni. Ce a zis Părintele? S-a Sfințenii chemat tot omul. Voi fi scris și în calendar. Și am simțământul acesta, iertați-mă, că între noi sunt astfel de copii, de oameni, de mame, care își scriu numele și în cartea vieții și poți fi și în calendar. Are Dumnezeu o socoteală și cu neamul nostru. Cu tot, da, ce înseamnă, de la vrădică până la cel din tot. E nevoie astăzi cu toții să muniți în acest lucru. Să ducem mai mult, să rămânem în credința noastră, în milostenia și dragostea de aproape. Două propuneri aș avea cu ocazia aceasta, Părinte, și poate aveți ocazia, Părinte Protopop, și poate prilejul, să spuneți, pentru că asta atât de mult. Ziua fumătorului, ziua mărțișorului, ziua pompierului, ziua armației, ziua, da. Să fie și ziua săracului, sau ziua orfanului. Deci din România, din Moldova, din Mănăstirea Cașin, să plece propunerea asta, până unde s-audă Dumnezeu și nu mai filmat. Ziua acela român, ce? La românii, ziua săracului, mă, ziua orfanului. Unde ucrănești un om, îmbraci un sărac, mă, dai o pâine, va zi ziua săracului, să ducă, să merge pe sufletul nostru, să se ducă, într-adevăr, zvon și educația aceasta, că asta e sufletul nostru. Ziua sărmanului. Și ar mai fi un lucru astăzi, că vedem o serie de oameni din întreaga lume și de la noi, să știți, sunt voci de arhierei, medici, profesori și mai ales medicilor actuală, înțelegând acest proces accelerat de bolnăvirea unor. Să vorbim de un puținare programat a populației, numai de planificări familiale. Medicii și medici de pe lume mondial, vedem, și la noi în țară, poate că sunt ligoniți,
Au, Doamne, o atitudine grozavă, atitudinea să cine tuturor. Măcar să fim solidari cu ei, Doamne. Și să petrece lucrul ăsta, că ați multe ori am văzut că ați amintit. Sunt din neamul nostru, din satele noastre, din biserica noastră. Toți au conduit în creștină, este impresionant. Aș da alături de armata țării, rugăciune pentru profesori și măsuri, pentru fete ectenii, de nevoie de ploaie. Să fie o ectenie și pentru medici, pentru doctori aceștia de suflete și de trupuri, dar și, că și ei sunt cum a fi oameni cu credință. Poate să întâlnice o ectenie și pentru medici, mai ales astăzi, când vedem că au o atitudine de toată lauda. Și îi asigurăm și pe acest, pe această cale și în acest fel, că sunt, îi pomenim, nu ne găsim, dar îi pomenim și o să-i pomenim și dumneavoastră, de tot ce ține de biserică, de preot, cum am spus, de tot este sacru, de familie, învățătorul Dumnezeu, noi îi pomenim și acasă și prin viața noastră, pentru că așa, procedând, avem și haul Sfântului Paisii, al cărui Duh creată duce mai departe și a cărui evlavii față poporul român să vede roditoare și ne dă și nădejdea mântuirii și divința și vremurile pe care le trăim. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, va apropia de unde se împărtășesc credincioși și vedem că sunteți într-un număr cât